Și dragilor, bună ziua și bun găsit la Telecoprof Online. Iată, sunt la Stupinu, mă întreba cineva, domn profesor, de ce când nu mai faceți și o filmare? Dragilor, uitați așa pe fugă. Dar nu rezist să nu vă arăt. Iată rama capcană, cam care este eficiența ei. Deci, într-o celulă, abia se căpăcisere. Vă dați seama, că larvele sunt abia proaspăt căpăcite. Vedeți, își dau drumul aici pe fund, când larva se întinde, da? Când larva se întinde, se alungește, își dau drumul câte două, trei femele. Înnebunite sunt pentru a ajunge pe fundul celulei. Ei, iată că am... Uitați, n-a început înmulțirea, că nu a avut timp să o facă. Dar găsim aici, iată, câte două sau trei femele care ia uitați-le, uitați, trei femele aici. Eu nu cred că a început înmulțirea, nu știu ce să vă spun, dar în mod sigur, asta este situația când rama capcană lucrează ca un aspirator. Deci este superbă chestia asta. De aceea, în proiectul ăsta care mi l-am propus, nu mă interesează decât să fac dovada clară ce rost și ce rol important are rama capcană plasată aici la în biostup, în poziția convenabilă. Deci aici, nu știu, vă explic, insist. Deci uitați-vă că în stânga și în dreapta, numai cât au crescut făgurelul, deci este un făgurel în creștere, și a venit marca și a depus aici un buchet de... Probabil că aici a fost prima zonă pe care a crescut-o. Depus aici și când... În clipa în care a ajuns și a avut șanse să poată pătrunde, s-au strecurat cum au putut acolo, pur și simplu. Da? Deci... Ia uitați, este spectaculos. Nu cred că mai mare dovadă ca asta nu există în altă parte, să pot... arătați, să vă spun că ăsta este viitorul, biostupul este viitorul. Deci este viitorul a ceea ce înseamnă lupta asta așa înverșunată care trebuie să o ducem împotriva varoa pentru a reuși, iată, pe cale naturală. Da? Uitați-o femeia ce varoa, ce nervoasă este, se plimbă că nu și-a făcut treaba acolo. Uitați, hai să mă uit și eu, tot m-am uitat pe lângă cameră. Acum, dragilor, să văd foarte bine. Atunci când am avut în 2009 investare cea puternică, când descăpăceam orice celulă de trânturi, ieșeau câte 7-8 femele. Adică, deja dus drumul acolo, 2-3 la început și probabil s-au mulțit acolo, nu știu ce să spun. Pentru că nu cred că s-a ajuns la așa repede să ajungă, nu, studiem, discutăm. Deci, uitați aici, într-o celulă, sper că se văd, sunt trei, da? Deci, pe fund, aici sunt trei, dragilor. Ia uitați, sunt trei femele. Or fi tinere femele, trebuie să fie și un mascul, sunt perecheze, și la sfârșit, mama cu fiicele, ele ies de... celulă, dar asta trântorul. Deci larva asta mai dura bine. Uitați-vă cum arată. Deci cred că a noua, ea 10-a, 11-a zi, abia își pusese căpăcelul. Și ele acolo au ajuns mai mult. Fantastic. Este pentru prima dată când descoper așa o chestie de asta și am ținut neapărat să vă arăt. Ei, dragilor, dacă facem absorpția, să zicem, a femeilor de timpuriu, punând rama capcană este crescută numai dacă se ajunge la o densitate convenabilă, suficientă, ca să pot să hotărească să roiască, nu? Și încep cu creșterea celulilor de trânturi, după care, mă rog, vine marga aici. Ei bine, în biostup, ca să o mut în spate acolo, trebuie să o cresc în față acolo și la roiuri, veți vedea ce voi face anul ăsta. Sunt foarte decis, pot arăta performanța biostupului.
Deci, în 6, pornesc, o să pornesc roiul pe 4-5 rame de puiet și voi avea rama capcană pusă lateral acolo, în fiecare din compartimente, încât în scurt timp să se ajungă la varianta de a-și propune să roiască. Deci, în câteva, într-o lună de zile, să zicem, roiul acela stând pe 5 rame, pe 5 îl voi ține, de, așa, deci eu dacă plec cu 3 rame de puiet căpăcit și mai pun 2 la crescut și matca e tânără, păi rapid a umplut și el va dori să roiască. Ei bine, rama capcană pusă la acolo, la cel a 5, a 6-a ramă, deci rama capcană pusă a 6-a ramă, va absorbi foarte rapid generația de femele, pentru că el va fi nevoit să-și mărească, adică să-și propune să roiască, pararoi, cum se numește, și în felul ăsta voi deparazita. Știți bine, când eu mă duc cu 3 rame de puiet căpăcit dintr-o familie, practic i-am luat 3 generații de femei de varoa acolo, dacă cumva este și infestat, dar și acolo am urmărit deparazitarea. Ei bine, ducându-mă în partea asta-altă, sigur, până când începe matca să ouă și pentru toată povestea asta, femeile de varoa sunt înnebunite. Dar dacă eu am o ramă capcană, o oată într-o altă, să spunem, într-un alt stadiu, într-un alt nucleu care așa a propus roitul, sau într-o familie puternică unde e constat că nu mai este cazul să mai facă absorpții, atunci vin și o pun acolo. Și atunci femeile varoa care sunt disponibile și sunt toate disponibile pentru că până începe matca să ouă, vă dați seama, avem un timp suficient de bun. Ei bine, în condițiile acestea voi absorbi rapid toate femeile. Aceea e deparazitare masivă. Și vă voi arăta concret cum aici am putut să arăt, nu? În rama asta, pe buchetul ăsta de trânturi, voi face asta și pentru roiuri. Pentru că, încă o dată spun, îmi propun prin filmulețe și cine va dori să preia cercetarea asta și va înțelege, va avea o șansă imensă, pentru că după, așa cum am stabilit în clipa asta proiectul, prin filmulețe voi face dovada clară. Nici nu mă interesează foarte tare producția din miere, mă interesează această luptă împotriva varoa pe care vreau să o duc cu sacrificiul necesar și să arat că numai biostupul, fiind în compartimente, în 3 compartimente, el intră foarte repede în, să spunem, în frigul roitului, adică își propune să crească masculin. Și atunci rama asta creditoare lucrată pe fiecare compartiment, a 6-a ramă cum ar veni, ea va absorbi de acolo, ea va putea fi folosită și în alte, să spunem, compartimente unde încă n-a intrat, dar sunt femei, sunt am trântori crescuți la un anumit nivel, la 4-a, 5-a zi, și atunci o preiau foarte repede și trag, aspir și varoa de acolo. Cam asta va fi ideea care vreau să vă prezint. Sper că nu mă suspectați de faptul că le-am concentrat o femeie de varoa aici. Nu. Asta este. Asta este. Neavând alte spații, deci s-au îngrămădit, deci fagurelul a fost decât cu aceste 10-15 celule ajunse la capacitate. Ia să vă și pe partea cealaltă, că de regulă când e pe o parte și pe cealaltă. Da, dragilor, superbă chestie, n-am tras decât un pic. Ia uitați, haide să facem acum, hai să facem joc. Nu se poate, trebuie să vedeți asta. Ce șanse am avut. Ia uitați, cel care s-a întins, larva când s-a întins aici, femeile au și coborât. Aici sunt două, parcă, sau... Ia să două, nu? Este extraordinar. Da. Din coace e larva în creștere, n-a avut, nu s-a întins, nu-i. Da, nu-și poate da drumul. N-are pe unde. Iată aici, au fost 3-4 celule căpăcite și le-am găsit aici. Superbă chestia.
Acum înțelegem bine fenomenul, înțelegem ce importanță are să-l lăsăm. Ia uitați, fantastic, fantastic, și aici sunt două femele. Deci și aici sunt două femele, dragilor. Este extraordinar. Nu se poate. Oare să facă eforturi de a se strecura printre? Nu, cred că a fost numai crescut. Da. Extraordinar. Dragilor, rama capcană folosită cu dibăcie pe tot parcursul pe care albina îl manifestă pentru interes, pentru roire, e o șansă imensă pentru... Ia uitați, mai găsesc câte una... Deci nici nu s-a întins larva și totuși s-a strecurat. Cred că este o luptă formidabilă. Cum s-o fi strecurând? Cartea spune că numai în momentul în care... Numai în momentul în care larva a ajuns la de a 8-a, a 9-a zi și se întinde atunci, a 9-a zi când se întinde atunci femeia de varoa. Dar am mai văzut aici, deși nu era întinsă, am văzut una aici, da? Una, iată-o aici, pe fundul celulei. Ei, cei care fac cercetări și fac tot felul de lucruri, sigur că rama capcană pusă în stupul tradițional, tocmai după toate ramele acolo, nu își are eficiența necesară. Strică și ramele, că ea se construiește, albine, până ajunge acolo, matca construiește și celule de trântori, pe faguri, deci e o problemă complicată. Da, este superb, superb, superb. Ia uitați, încă dovadă clară că s-a strecurat înainte de vreme. Înainte să se întinde, că aici nu s-a întins. Uite, câte una, cum a putut s-a dus pe fundul celulei. Mizeria mizerilor. Nu mă gândeam că prinde așa o secvență. Da, deci voi am declanșat lupta asta așa dur împotriva varoa și sper să conving pe toți cei care fac cercetări în domeniul ăsta și să aplice mai cu atenție asupra biostucului, că toată problema era asta, cum determinăm ca de timpuriu să crească celulele și să vină să o matca. Da? De timpuriu să o facem. Și apoi să o facem pe urmă și la roiurile care le formăm. În biostup îmi oferă posibilitatea că, eu repet, un roi pe care îl pornesc, dacă îl pornesc și îl împing spre ce înseamnă, ia să vedem aici, cumva își dă drumul odată cu larva, când îi crește asta mică, poate să fie și asta o chestie, este fantastic. Larva la început, deci mai poate să fie și asta, larva la început, e mică și are spațiu pe un singur femela. Ia uitați-vă, dragilor, deci acum vă arat concret cum larva e la început. Și dacă ele sunt înnebunite, se duc aici, cred că stau ascunse de desubt, până larva se închide, ele stau la adăpost. Cred că așa se întâmplă când e interesul maxim pentru a ajunge la trântori. Deci, nu așteaptă numai decât să ajungă larva, să întindă, adică e fantastic. Fantastic, fantastic, fantastic. Hai să vedem și la asta la altă. Hai să vedem, am mai și n-am. Așa. Da. Este ziua cea mare când am descoperit așa ceva. Nu mi-am închipuit că există așa. De, cu asta și mai mult voi încerca să-l arat continuu cum voi face deparazitarea naturală. Și până târziu, da? De timpuriu pornim și până mai târziu și în felul ăsta le spunem tuturor că biostucul va fi lada viitorului. Da? Biostucul va fi lada viitorului, dragilor. Uitați aici ce... Ce
momentul în care faci un tratament cu orice substanță, în afară că afectezi albina, matca, așa mai departe, totuși, o parte din femeile le vei găsi ascunse, nu? De aceea spun mulți apicultori, facem toamna târziu când nu mai este. Dar până toamna târziu ești destul de afectat. Va trebui să faci și primăvara, faci și în sfârșit, te chinui, tot felul de lucruri. Și nu-i nimic mai sănătos decât această captare naturală. No. Câte una, două femele vedeam pe aici, pe acolo, dar așa n-am întâlnit niciodată. Niciodată n-am întâlnit să vezi într-un buchet câteva doar 7-8 celule căpăcite și să desfac să văd așa ceva. Nu mi-a venit să cred. Acum știu cum și vei ști și voi, dragilor, când faceți testul de căpăciți, nu neapărat, s-au căpăcit celula, iei larvă de larvă și le desfaci. Da? Cum ați văzut la mine. Și atunci vezi exact care e infestarea. Ce laborator să mai duc, ce să mai văd? Aici, în clipa aceea, eu, apicultor, îmi constat infestarea și trăiesc bucuria asta a rolului capcanei, rame capcană, da? Numai că problema este așa. În stupii ceilalți, tradiționali, prins cu caturi, rama găditoare nu mai ajunge la ea, la timp, ecluzionează, vezi, trebuie să ajungi chiar imediat cum s-a căpăcit, crudă, nu stai pe gânduri. Pentru că nu aștepți tu să facă 20 de zile și a 24-a, nu știu ce, nu știu cum. Nu, te duci și ai luat-o de timpuriu. Cum a căpăcit, cum ai luat-o? Crudă, cu căpăcelul după 3-4 zile, așa. Cât mai multe că... Și până tu acasă, acolo, la tine, îți vezi infestarea. E luat-o deoparte și tragi câte celulă, tragi câte larva din interior și vezi exact. Da? Și tu hotărăști dacă crezi că biostupul oferă șanse, pentru că numai așa trebuie să fie densitatea de albine suficient de mare. Vedeți, 5 în cap acolo și cu hrănitorul pus așa, la acolo, matca ajunge rapid. Și aici femeile vor intra într-o celulă de albine și mai ales dacă ai ramele crescute în biostup, ele sunt numai cu celule de albine, și atunci femeile de varoa nu, dacă au șansa să găsească trântori, fug după trântori. Da? Deci așa trebuie să văzut. Bun. Haideți că continui treaba. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit și mulțumesc Dumnezeu că am venit ideea asta să trag așa câteva celule să văd ce este aici. Când am văzut, n-am stat pe gânduri și iată că am avut camera la mine și l-am și filmat. La revedere, dragilor!